Mama, e bomba picată mei, de ăla e băgat peste din a full. Ar putea să-i vină în spate la B, cumva asta se uită o Romar Fodor ce a avut, nu glumesc, a fost acuzat de Codurvorul ăsta destul de mult timp, știți cu toți el și cu Demcu. Dar au demonstrat la managerul ăsta că joacă super bine. Nu pot. Hai că n-are Codur dacă e stazi. Salutare și v-am regăsit la un nou videoclip. După cum știți, cred că am fost cea mai lungă serie de live-uri pe care am făcut-o vreodată. Faptul că ne-am uitat la Major Cup coadă și am ratat foarte puține meciuri, mare parte meciurile care au fost pe celelalte stream-uri. Știți cu toții că au fost cam tot timpul două stream-uri în paralel. Așadar, hai să ne uităm la cele mai bune faze de la Major, pentru că probabil am și ratat câteva faze în timp ce ne uitam la alte meciuri și sunt 100% convins că o să găsim și foarte multe faze de la Mihai în acest concurs, pentru că după cum știți sau dacă nu știți, avem un jucător român care a ajuns în marea finală versus Vitality și credeți-mă, a jucat în marea finală absolut demențial. Așadar, locul 7 mondial pentru IME la Gamer Legion. Hai să vedem cele mai bune faze de la Major, să nu mai pierdem timpul. Bă, și dacă vreți să dați și voi like, că mereu uitați, vă zic acum repede, dacă nu, cum vreți, pe măcar un comentariu. Hai să începem cu clipul ăsta, dați like. Cred că prima fază asta e... nu, e clasul nou, că ăsta l-am prins pe stream. Ăsta l-am prins pe stream, ăsta a fost în sferturi. L-am prins pe stream ăsta, vă anunț de acum e un clip lung, luați-vă de mâncare, să aveți poftă, poftă mare dacă mâncați când vă uitați la clip, dacă mâncați cam mult, succes să vă duceți la sală, dar cred că e unul dintre cele mai lungi clipuri de reacție pe care o să le fac vreodată. 30 de minute, cele mai bune momente, dar a fost un Major cu multe highlight-uri, ia să vedem. Anta și Nico. Asta e runda lui Zivu? Da, e runda lui Zivu 1-4. Fiți atenți ce le face Zivu aici, doamne, câte detalii. Deci trage lui Hunter prima dată, își dă un smoke și fiți atenți, ăștia se ascund toți, mă rog, Munezi era în vent aici. Și fiți atenți, pică pe ușa asta și face surf astfel încât să facă silent drop. Și deja de aici s-a distrus unul, dar nu mai strigeau nimica. Oricum, un pic botales aici amândoi că s-au... Și nu l-a văzut pe Munezi. He's going to put up the smoke and try and tap it again. He's no clue where Monesi is. He just doesn't know. But now he finds the shot. And it is a ridiculous world-class clutch coming in from Saiwu. Cât de mult a schimbat meciul ăsta, toată soarta celor de la G2. Sunt 100% convins că dacă îi băteau pe Vitality în meciul ăsta, intrau 3-0 în play-off. Și cumva runda asta a contat mult rău de tot, pentru că meciul a fost derby și dacă nu era 10-5 și era 9-6, că atenție, asta era ultima rundă de la half, din punctul de vedere era meciul lui G2, adică au avut un pic de ghinion G2, dar au și jucat prost sub presiune. Ia să vedem rundă. Into the breach, băieții. Da, mă, nu dai cu Magus. Asta e în semi, nu? Da. Aici a și pus bani pe Cypher. Young is slowed down to try and give the room across for Waro to make a play, but now that he's been spotted, that time runs out. Aici n-am văzut meciul ăsta. Mogos cu multe, sigur n-am uitat la meciul ăsta. Nu cred că le-a runda asta. Mamă, e bomba picată mid, de la e băgat peste din a full. Ar putea să-i vină în spate la B, cumva asta se uită o Romar Fodor ce a avut, nu glumesc, a fost acuzat de Codurvorul ăsta destul de mult timp, știți cu toți el și cu Demcu. Dar au demonstrat la managerul ăsta că joacă super bine. Nu pot. Hai că n-are Codur dacă e stazi. Și mi se pare că n-au greșit cu nimic Mongols. Uite cum au dat ea din cap. New boy on the block, left up against it, and this is where the pressure might get to him. Mama, l-a și auzit cu zoom aici, dar... E rândele, bă, Waro, bă, mâncați și pe data. Să te duci și pe la Voronez după runda asta, că e clar. Ia să ne bune cu face. Mama, asta e cel mai tare ace de la Major. Nu cred că e fază mai frumoasă decât asta de la Major. Mama, s-a stat și anti-twist. Ce trage lui Twist aici, incredibil. Cea mai bună fază de la Major, atenție. I-a tras și lui Brock aici. Îi trage și nou scop lui Rain. Îi trage și lui ăsta. Direct turetă, 5 gloanțe. Na, turetă direct. That changes things. Tessus has lost his head. Oh, and he nearly finishes the job. Brokey needs to hit some more combat. Orping nade through. Jumping in. Yabby again. Yeah, this runda asta. Can twist. Give face something to celebrate. In our 11th. 20 seconds. And he goes to use Arcalea every runda second of it. Dar se întâmplă vreo mancare în adă asta nebună, nu mai știu. Mamă, bomba nu e plantată 12 secunde, incredibil, l-a văzut pe ăsta. Mamă, dar ce face Sushi aici? Ce face fake, mi-aduc aminte, face fake. Mamă, Sushi a aruncat-o rău de tot aici. La 8 secunde, nici nu pusese la bomba, a dat-o cu el, a aruncat-o rău de tot Sushi.
who's gone unchecked. Clean two aici, taps clean. To the back of the heads. Clean rău de tot. Clean rău de tot, Robs. Clean rău de tot. E cibor, n-aveți ce să faceți cu Robs. Asta este. These are so crispy. Asta este. Prea cibor. I feel like the moment he sees that first player looking the other direction, he just knows he's got it. Yeah. He knows he's got cibor. It in the back. Cibor. Cibor. Robs, cibor. Mi-aduc aminte schema asta. Bună rău de tot de la Vitality. Molotov în conector și fac split în B. Practic au tăiat rotațiile. Oricum erau 3 aici. Se bagă prin Molotov. A fost ceva haos rând asta. Mamă, mi-aduc aminte. Crucial aici a scos silencerul ăla. Un pic de presiune aici. Erau bine în rundă. Erau bine la scor aici. Cypher runda, mă, aici? Parcă lea Cypher runda, nu? Îi trage și lui ăsta. Cypher regele! Am și uitat cât de rege a fost Cypher. Am și uitat, prea bun Cypher, prea bun. Am făcut să liniște un pic aici la Golden Hornets. În cazul în care știați, Golden Hornets sunt o grupare din Franța oficială, adică au Instagram și tot ce trebuie. Bine că le trage aici copile și te elimină Fnatic din concurs. Oricum, înțeleg de ce erau 4 plus 6 pomit la runda asta, dar că mi se pare că nu uitam la alt meci aici. Le-a simplu runda asta 1 la 2? Slăbuț simplu meciul ăsta, nu, n-a fost rău, dar a fost slăbuț. Deci afară și de One Way Smoke cu clasicul. Bun, One Way Smoke cu ăsta de-i creează un pic de avantaj, dă un flash. Mamă, vezi că n-a fost rău Molotov-ul ăla. Stai mă că e la show match ăsta, am crezut că face la oficial asta. Doamne ferește, ce a făcut lui Shocks oricum la el acasă, îi trage și ăsta. Wow, luați de aici, verii mei, luați de aici. Este momentul potrivit să vă anunț că sunt reduceri la jocuri emblematice prin campania Dave's Old Place. Așadar, pe lângă următoarele jocuri, Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok, FIFA 2023 Ultimate Edition, WWE 2023 și Spider-Man Miles Morales, aveți și reducere la abonamentele PlayStation de 25% la abonamentele normale și de asemenea la upgrade-ul de o lună, de 3 luni sau de 12 luni, încă 25% la abonamentele extra sau premium. Eu zic că dacă tot e vacanță de 1 iunie și dacă tot e consola PlayStation 5 în stoc cam pe peste tot, e și păcat să nu profitați de toate aceste reduceri. He has come in with a purpose. 1 la 4 rain, le ia vreodată runda asta, n-are cum. Aici ratează cuțitul, dă publicul de gol, fiți atenți, se întoarce rain. Nici măcar nu l-a dat publicul de gol, a ratat ăsta. Mamă, ce mai tare highlight de pistoale. Ia vedeți aici, bum, bum. L-ați mirat, băieții mei. Mamă, s-a mirat și el pe cameră de ce le-a tras. Bă, tare rău de tot ce le-a tras aici. Uite, bum, bam. Se întoarce apoi, bam. Și după și l-o ăsta, ia de aici, Nicodos. Ai venit tu la un trade corect. Mamă, nice run aici. Bum. Mi-aduc aminte, doamne ferește. Mi-aduc aminte asta. Uite ce l-a tras orice. Era Gamer Legion aici, au bătut oricum Gamer Legion. Dar așa ca idee. Mamă. Noroc are băiatul ăsta cu ochii mici. Uite ce trage, na. Hai că lua ăsta să zici că s-a băgat peste el ca asta de fresh de la al doilea. Uite ce trage. Nou scop. Half blind headshot prin smoke. Au apărut toate alea pe ecran. Nu mai era ce, nu mai avea ce să apară. Nu mai era o animație. Mamă, Warfare-ul și ce trigger disciplinul lui Stico aici. Mamă, și a avut noroc că s-a băgat e când dar la fix prin smoke. La fix și a mai dat toată smoke acolo. Pantează bomba ascuns că ține asta bază. Nu vine să cred încă. Uitându-mă la meci ăsta că i-a bătut Apex pe Liquid. La cum juca Sără Liquid. Păreau așa super în formă, super. Massive work right there. They had no idea about the flank and even gets away with it in a game like this. The pressure, you know, you got to pull the trigger a little bit. Vas de aici, băieți. Stico's going to take them all. Cine mai ține minte perioada în care Stico se juca la Hellraiser, mă, și era pitic. Mamă, runda asta aici a aruncat rău de tot, perfecto. Asta am zis și pe live, perfecto, a aruncat runda direct aici. Trebuia să-l folosească pe lui Low, să-l omoare și după să vine el din șor. Mamă, uitați-mi că a picat. Stai, bă, Stevie!
dropped a Molotov on top and managed to push him through to take a fight. No fear approach to this one and the spray on Brokey. If he wins the last round of the half like this, it's just too much, isn't it? He's got a minute and 15 seconds, it could be done. Nimeni jos momentan. He's picked up the AWP. Ăștia aveau bine HP, aveau și utilități de retake, n-aveau def, așa o mică problemă. Și acum s-a dat indiciu că s-a dat. Vezi că era aproape, asta era direct la ușă, nici dacă a deschis-o și aba, da, a deschis-o. Uite și runda asta aici aruncată. Mamă, fiți atenți, bă, mi-aduc aminte, uitați, dă Nate Carrigan. Dă Nate și fiți atenți ce soartă are Madden. Uite Nate ce-i dă. Na, na, cum mă, cum îi dă doar 20. Deci avea 32 viață, cum îi dă 24 de meci de idola. Cum îi dă doar 24 de meci de idola, bă, ce Nate de la chinez să moară Jana. Să moară, mi se pare că au avut ghinero face la runda asta. Bine, aș ca ghinero și Madden, dar ma, luați de aici, mamă. O luați de aici. Magic boy care e Magic man acum. Și era de Magic ăsta, mamă, cât de mult a crescut copilul ăsta. Ba, luați de aici, ia și asta. Ia și apoi. Ia și apoi, ia și aia zi-l mănesc. Urât arată Hunter fără omul ăsta. Mamă, în afa aici, spray down-i topește parcă. Nu o dai. Și bine, și că NAF Major-ul ăsta pare incredibil că a pierdut. Bine, cred că a fost Legendar level. Da, mă, Mihai. E rundă aici. Mă rog, e runda lui Isaac, dar omorâse 3 înainte, Mihai. Îl seacă și pe ăsta la 50. Uite, Isaac, aici ce face? 13 cu 17 avea, știi de ce face Isaac? Mamă, ce hartă, pierduseră prima hartă. Derby și-au câștigat pe a doua aici, doamne, ce emoție am avut la runda asta. Le face Nico runda asta, eu moară singur pe toți. Fiți atenți ce rundă le-a Nico aici. Bam, și după-l știe și pe ăsta în gapă din smoke-ul din stânga, mi-aduc aminte perfect. Merge cu zoom-ul înainte și îl vede la margine înainte. Bam. Asta e, astea sunt chestii pe care n-ai cum să le explici cumva, sau nu, să faci vreodată un tutorial, să explici ce a făcut Nico aici, adică pur și simplu e pur games, și info de la coechipier. Aici oricum, na, îl știa pe ăsta că fă două fraguri, era anunțat, dar, nu știu, după orice jucător ar fi plantat, poate, sau, era 1.20, adică omor 4 inși în site-ul B, la 1.20 nu te aștept să fie și ultimul jucător acolo, chestia asta, na, pur și simplu le simți. Oh, aici ce throw au făcut Vitality, doamne ferește, într-adevăr n-aveau armuri. Dar fiți atenți aici Derby. Fiți atenți aici Derby, ce se trage la... Uitați-l pe Apex ăsta ce face, dar de ce nu-i carci Apex, mâncați și curata. Ia uite și tu Derby, ia uite, îl vede și pe ăsta. Oh my god, what can you do? Again with the clock! Nico, with the clock no less! Top side Brokey now trapped. Mă, aia zic Brokey, ia așa un pic, mă. Dar dacă, nu știu mă, dacă eu mor pe primii doi de aproape cu sniperul și îmi pui ținta, parcă al treilea nu scop intră așa garantat, nu știu, parcă simți acolo, caut, bam. Aici a ținut un meci un pic, dar parcă au pierdut harta până la urmă. Dar au încercat cam pe cu phase oricum. Mamă, ce boost aici al mid-round. Nice, rău boost-ul ăsta. I love this. Se mișcă amândoi în același timp, oale. Dificil mi se pare, hai de cap, mă. Aici e Mihai, hă? Ia Mihai pe piept. Leachios, runda parcă? Mamă, ce m-am ofticat runda asta. Ce m-am ofticat runda asta aici, trebuie să iau mare Mihai pe amândoi. A aruncat ăsta, de s-a băgat din site aici. Mamă, ce a făcut DMQ-ul ăla. Bine, i-a tras un glonț înainte, dar dacă mi-a tras în cap, s-a pierdut runda. Oh, wow. Haide băi, Bobby minune, ia-le runda. Câte fake-uri mai faci băi, Bobby băi? Bă, de nu e 1 la 1 cu Bobby Minune, ce ați ziceți voi? Ziceți voi de nu e 1 la 1 cu Bobby Minune. Ia Kixana asta la joacă aici? Ba nu. 2 la 2.
Nu știu ce se întâmplă rândul ăsta. Mamă, ce cocoșeau Apex aici. Cred că alea e cântat rând, altfel nu văd care ar fi highlight-ul. Not enough. Can you kind of make anything out of this one? Look at that smoke. Yeah, that seals the fate. Aduc aminte ce trou. Se folosește de public, fiți atenți. Fiți atenți, se folosește de public. Okay, you kind of. Is that enough? It might be, you know. Nork. Getting a cruel game played with him here. You kind of looking for trouble. Over. And he executes Nork. Doamne, ce trou aici, incredibil așa ceva. Și folosi, aici a fost golul din public. Vedeți că n-a făcut cu țint așa, publicul a reacționat, a inflamat toți băieții din arena. Oh, uite, a dat cu țint așa prin smoke, se gândea că e acolo. A făcut publicul, oh, și l-a dat de gol. Aici a avut ghinion Apex. Adică, nu știu, ori ce antifonare avea când 20.000 de oameni care fac, oh, se aude. Mamă, ce rundă s-a aruncat aici, doamne, mi-aduc aminte. Ce a dat aminte, sigur a spus pe live aici la runda asta, doamne, ferește. Uite viața, ce are 20 de viață și 5 pistoale ghimări. Tot i-au bătut pe fratele hartă asta, dacă ai ideea așa. Mi se pare că era primul. Uite ce se pune în colț aici, se trage mondial pe lângă, na. S-a și ridicat în picioare. Un glonț vă trebuia. Uite ce, uite rundă, na. Doam, uite, îi trage lui ăsta. Nu știu, pe palma și pe cine au omorât din spate acolo de... Cred că e tăvărește ziua aici. E tăvărește ziua aici. Ia vezi. Asta n-a fost ceva wow, dar e frumoasă reacția publicului, mai ales că în Franța, Major-ul și așa. Nu e ceva, i-a tras lui ăla, l-a oprit oricum când avea armură. A omorât cu 20 de glanțe 3 oameni și după i-a dat un glunț de usipelul ăsta. N-a fost foarte hard de făcut faza asta, dar a reacționat marfă publicul. Le-a fi reiunul ăsta, mă? But why not give Rain a chance to close this half with some impact? Nu pot să cred că le-a... Ce făcea Crad ăsta, mă, mâncați și curat, a pus pampoanele acolo să se anunțe. Nu știu dacă observați, dar oricum sunt clutch-uri mult mai rare față de primele major-uri. Mi se pare că sunt mai puține greșeli individuale. Și aici mai sunt greșeli individuale în clutch-uri, dar mi se pare că față de primele major-uri joacă mult, mult mai corect. Adică... Încă aici Zorze n-a greșit neapărat că era ținta lui Rain în dreapta, s-a băgat să facă repede 3-2, dar... Putea să așa spus că nu mai avea timp. Fapta greșit, mă, ce mai. Dacă tragea corect, nu era neapărat greșeală, dar... Nu pot să cred. Aha, ce face Apex aici, doamne ferește, uite ce face... Mamă, nu pot să cred, dacă scotea cuțitul din prima... Mamă, a trollat rău Apex aici, mi-a aduc aminte runda. Bam, bam, bine, nu se vede așa aici. E un smoke modificat de producție, să se vadă mai bine. Ce-a trollat Apex aici, doamne. Trebuie să scot mai repede puțin, nu mai avea timp să dea ala de pe bombă. 1 la 2 MPL. Mamă, parcă le-a runda asta importantă în pâl aici. Făceau comeback phase, era meciul decisiv. Oricum a fost marele overtime aici. Vă țineți minte că m-a zis că e overtime, că a fost... Le-a nipple runda asta pe 14-8 și se face 15-15 și pierde în overtime Navi, dacă vă vine să credeți. Meciul ăsta a eliminat pe Navi. O nouă viață, uite și tu ce runda le-a luat. Ia uite, aici se vorbea de MPL delivering the playoff spot, că le aduce în pulut play-off, o zi spotul de play-off, nice try, este bun, i-am trimis direct acasă FaZe. Oricum, incredibil ce comeback au cu FaZe, dar parcă s-au consumat toată energia după comeback-ul ăsta, că după a fost morți în play-off. Morți, mă rog, i-au bătut eroic. Mamă, mamă, luați de aici, ești. Three headshots. Bomb being planted on the other side. He's trying to see if he can find him. And they know where he is. Definitely know. Dacă și ca și nu mai pus major ăsta, la mi hate MVP-ul. Un pic mai prost dacă jucă azi. Deci ăsta Kixan. Le-a runda JKS, nu pot să cred. Destroy him on the opener, but feeding the beast.
Kicks out, and now he knows a second player is ready to swing. JKS has played this perfectly. He pieced the puzzle together and now finds himself in the 1v1. Stiko was the man to get the ball rolling for Apex here, but can he finish the job? Păi așa tragi, băi, Stiko, băi, dar n-are def. N-are def, aia. Mamă, s-a tras mundial aici. Nu mai avea gloanțe oare sau de ce s-a... Boost-ul ăsta, ia vedeți la... Mamă, i-au făcut șapă munte aici, incredibil oricum. Făcut la, la ultima rundă, asta e de la Xomeci. Aici a vrut să-i dea cuțit, dar... N-avea ce să facă, nu putea să se urce pe munte, să-i dea cuțit, că l-auzea. Și aici mi se pare că dă, dă Kenny o cuțit. Și după îi dă simple cuțit înapoi, fiți atenți. Sau? Da, e de simplu cuțit la faza asta. Asta e aceeași rundă, asta e aceeași rundă, ca să știți. Dar era rundă full de snipere. Că s-a jucat, ia vezi. A dat cuțit rundă, l-a aplaudat publicul și a luat cuțit înapoi, ia de aici. A tras frumos oricum. Chiar l-a tras frumos aici. Mamă, get right aici, unlucky. Bă, sincer, puteau la Xomeci să-l aducă măcar pe MBK, nu știu, mi se pare că e mai legend așa decât Jax, de exemplu. Păcălite cu ori, de-astea zi bun, continuu. Mai câte 45 de eco, dar oricum joacă bine rău. Ah, pierdut Game Manager în de-asta. Ah, aici se trebuie un cuțit, mă, parcă. Mamă. Mamă. Aici, deci aici a fost momentul în care toată România a zis că Gamer Legion o să plece acasă după următorul meci, că n-au nicio șansă. Deci aici, gândiți-vă că ei au pierdut meciul de 0-1, practic care i-a trimis în 0-2 cu un cuțit aproape. Adică, mă rog, s-a mai făcut un frag după, dar cred că îl tăia și pe ăla cuțitul. Și de acolo au ajuns Gamer Legion în finală, incredibil. Incredibil. Nu mai credea nimeni după ce a pierdut complex și Mongols. Nimeni și după aia sunt finală. Și acolo s-a ajutat acord de public. Mult rău de tot, mi se pare că era cu... Nu mai știu dacă n-am fost atent acum că vă povesteam chestia de, de cuțit. Bomb half gone and a second frag in the feed. Is there more to be said for OC? Nice play. Stunning finish. Jucător de ping pong ești. Mamă, aici tremurăm la logic. Nitro spotted, boost directed and the planting bankside. The planting bankside stand up. Hit your shot. He does onto Elige. But look at Naf. Look at Naf. Oh, he can do so much. Oricum era 1-0 Apex aici, 15-3. Still, a tickle of the bomb. Naf needs to check. They don't have answers. OC reveals himself. Panicking. Now hits the shot. OC steps up. No, no, no. Running him down. Oh, lele. Și runda derby. Marfă și runda asta. Boros is on for the ace. He started this round with 30 HP and he's tried to be the hero. Runda, ce timing a prins Twist aici. Twist pushing around, goes looking for him and he wins. Ce timing a prins, doamne. Aoleu, aici era să... Aici deja am zis, bă, au bătut FaZe, ies 100% pe chemurile. Știți că ăsta era primul meci din, din, din Legend Stage. Cea mai tare fază din Major. Bă, tare rău Majorul, mă, nu știu, pana mea, pentru mulți poate o să, adică majoritatea din afară zic că domnule, n-au fost echipe bune în play-off și așa, dar pentru noi cred că a fost cel mai tare Major ever, pe lângă că a ajuns Mihai în finală, mi s-a părut marfă atmosfera, a venit băiatul cu trompeta. Nu, mă le ia. Aici a tras Mihaiță prost și a făcut frat, fața aia. Oh, by the skin of his teeth. Sau Lea, nu, Lea, ia cu runda, ia cu runda. Ia cu runda, stai aici, facem Mihai fața. După continuă și sparge meci, îți sparge tot meciul. Nu știu cum Lea. To move this back around. He is sticking this all the way. This is his arena. Mamă, acolo făcând ninja defuse în acolo arena. Mă rog, ninja defuse. Un vers nu, dar oricum să nu bomba direct. Trage frumos Nerds aici. Și lost. Marta rău de tot.
right now. Mama, aici arăta rău de tot meciul, 1-0 pentru Heroic, începuseră prost pe Inferno și cumva i-au bătut pe Inferno, incredibil. Arăta rău de tot meciul. Dar de cine i-au pus fazele lui Mihai, mă, dă pe nuke sau le-a pune mai încolo la sfârșit? Bun, bun, și asta lor Igon. Oricum am bolarul pe bune, știi, sfără prea tare. Luați de aici, băieți mei. Știi cum e? Să mai ieși un pic de noroc. Doamne. Dar ce a făcut Sphinx ăsta, mă, cât a ocolit harta acum, Sphinx incredibil. Cât a ocolit Sphinx ăsta, dacă se ducea din prima l-o mura. Will that make it any easier? Isaac opens the round. Jerry is blind, crossing into a new box. They don't know. Asta e runda lui Isaac. Asta e runda lui Isaac. Ce runda a luat Isaac aici? Doamne, 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 doamne. Aici a fost Dumnezeu. A avut tricou de stal cu Gamer Legion. Fiți atenți, 1 la 3 aici. Uite ce trage lui primul și face transfer și lui al doilea. Și aici câte glanțe mai avea în armă? Apar 20 de glanțe, dar nu cred că mai avea 20 de glanțe aici. Cred că era bug, are nu cred că a apucat. Ce rundă, băi, e Isaac aici. Ce ați văzut de Isaac? A fost tomberon că de-astea, dar ce rundă importantă a luat aici. Ce rundă importantă a luat aici, doamne. Incredibil. Ia vedeți aici, bom. Și a tras Zorte la ăștia că a vrut să-i tragă lui Zorte așa. Lui și alfie ăsta la... Nu s-a știut niciodată să fie aici, a prins bine rău, a făcut pic și a tras bine rău. Uite, a vorbit aici cu Mihai și zicea că la runda asta credea că Shuhei a luat clutch-ul, de-aia s-a întors spre el. Hai, ce runda lui Mihai. Runda lui Mihai, fiți atenți ce bucăți. Se pierde runda, fiți atenți că omoră 3 Mihai, se pierde runda, incredibil. Mare retro aici de la Gamer Legion, dar a tras frumos Mihai. Bam lu' ăsta, bam și lu' ăsta, luați de aici. Și a luat și puțin damage, a sărit repede în under. 15-6 avea aici. Bomb down again, forces SDY to double back and they're gonna jump on this in an instant. A bătut prost ăștia. A bătut prost ăștia. Și aici mă moară unul, dar nu le trage la amândoi. Păcat. Ima. Ima. Uite, îl se case și pe ăla, na. Mă, ce marfă l-a tras aici, uite. Boom. Playing off of Cat where it felt like all the action was coming down towards Connector. Such a key figure, but the same can be said for SDY. Las de aici, băieți. E bine a sărit în under, oricum, dacă nu mureau ăia. Mamă, aici. Hai de capul meu. Doamne, ferici s-a întâmplat aici runda asta. Runda vieții lui Carrigan, lui Cadian aici. Ce nervi am avut aici, doamne, erau intrase atât de bine, erau doar doi aici, dacă murea asta din side pleca. Uite, l-o morseră pe ăla, l-o morseră unul în Peter, știau și pe ăla al doilea, dar... A tras ăsta din side aici, i-a omor pe toți, incredibil. Zivul ăsta de stă pe bancă și se uita peste și a văzut smoke-ul. Mamă, le trage Zivul aici, prima rundă din match, fiți atenți. Ce confidență și aici. Ia-o văd de ce confidență și a Zaiu. The Chosen One is here. Mom, if you're gonna target Apex's bomb site, and I'm not talking about the team, I'm talking about the player, you can put Zywa here as a trap card. Look at this, just dancing with him. And he leans on the legend of the asta e runda care decide majorul, nu? But they turned back. Asta e runda grea de văzut. L-a și văzut aici, uite-și. Mergeau puse niște faze de pânic de la Mihai. Unlucky, bă. Era un pic mai bine pregătită asta, nuke-ul. Sau să n-aibă norocul ăla, să n-aibă ghinionul ăla pe overpass-ele între tot.
Da, cam asta a fost clipul, mergeau mai multe faze de la Mui Hate, dar per total, cred că oricum le-am văzut și revăzut pastele lui Mihai Peniuc de foarte multe ori. S-a părut un major tare, cu highlight-uri destul de tare față de alte major-uri, cel puțin la Rio nu mi s-a părut faza atât de spectaculoasă, și mi s-a părut că a fost totul mult mai spectaculos. Overall, production point, un major mișto de urmărit, nu ne-am fixit deloc, am mers meciul de rapid. Trebuie să dați și pe comentarii acolo să spuneți cum mi s-a părut major-ul, sper că ți-a ajuns până aici la sfârșit. Dacă vreți să dați un follow pe TikTok, pe Instagram, Jackson TV, v-aș mulțumi mult, dacă nu, e dați-mi și pe comentarii sau like. Să aveți o zi minunată în continuare și mulțumesc frumos că v-ați dat până la capăt. Ciao, ciao, ciao.